fost odată, ca niciodată. E mult de aici. Pe când strâia musca pe perete, mai ducinos ce nu cred. Pe când erau puștele cât găluștele, de ne vânau vânătorii cu puștele. A fost un împărat văduv care avea 3 fete. Și împăratul ținea tare mult la ele. Dar mai dragă de toate, păi era cea mai mică. Din această pricină, cele mari o izbuiau pe Mezina, care mai era și isteață și iscusită în toate 3. Într-o dimineață, nu știu ce i-a bătut împăratului, că trecând prin grădina unde se deau luminițele, le spuse. Mulțumite copile! Mulțumite copile! A sosit vremea să vă măritați! Am să vă fac parte de o zestre cum n-au mai avut alte domnițe. Aș dori să știu cât de mult mă iubiți voi pe mine. Să ne spună mai întâi suma voastră cea mare. Răspunde-mă. Și măria ta, da. Cea mai strălucit dintre împărații lui. Lasă-te. Priviți ca tine. E tare greu să-ți răspund așa, pe data. Da, fiindcă vrei răspunsul meu, machia? Iată. Priviți ca mierea cea dulce. Așa. Bine te-ai gândit și frumos ai gândit. Dar tu, fata mea mijlocie. Neprețuitul meu, tată, și luminația ta. Nici eu nu te iubesc mai puțin decât sora mea cea mare. Eu te iubesc atât de mult, măria ta, ca zahăr. Bine te-ai gândit și frumos ai gândit și tu, copila mea. Acum e rândul să cunoască cele mai mici. Ia spune și tu, cum iubești pe tatăl tău? Măria ta, prea mare cinste și dragoste mi-a rând, că mă trec și pe mine. Ce-ți spune mare? Te iubesc. Așa ce zice. Te iubesc atât de mult. Te iubesc ca sara mea. Așa, cum? Ca sara mea, ca te zici? Te-ai gândit și l-ai vorbit nesocotit-o. Auzi, mie, vestitul negru împărat, de teama căruia tremură împărații lumii, să-mi spui asemenea vorbe proste. Nu vreau să te mai văd niciodată. Lipsești din față și să pleci de la casa mea din tată. Unde vei ști? Cu sara ta. Și beata fată de împărat a îmbrăcat o rochie sărăcăcioasă, și-a luat o bocceluță cu câteva lucrușoare și-a pornit în lumea largă. A mers ea așa cale lungă, până ce a ieșit din împărăția tatălui său și-a trecut în altă țară. Ajungând în cetatea de scaun, s-a oprit la curtea împărătească și-a bătut la poartă. Oștenii de pază o întrebară ce caută. Și fata le răspunse că ar voie să intre slungă la curte. Atunci o duseră îndată la chelăreasă. Aceasta era mai mare peste toate slujile palatului și ținea cheile de la cămările împărătești. Chelăresii îi plăcu înfățișarea cu vincioasa fetei și porneau o întrebare. De unde vii, fata mea? Din lumea mea. Rudele frăpărețe m-au izgonit de acasă și până acum ce ai am slujit și eu pe unde am putut. Dar la vreo pute împărătească ai mai fost vreodată? Nu, niciodată. Ei, fata mea, te văd cam sus și cam neîmplinit. Aici nu sunt treburi ușoare de îndeplinit să știu. Știu, mama, te vreau. Ce ai putea să faci? Și să lucrez în clădituri de mătase, să gătesc, să pasc oile sau grâștele. Orice treabă mai bună fac. Mi-ar trebui o fată care să mă ajute, că nu mai privi de scoată de-a trebui. Ce simplu e cert. Eu să cotez mama chelăreasă că e mai bine ca dumneata să nu vezi ce pot. Și apoi să-mi dai cât vei crede de cuvință. Bine, tata.
fie precum ai spus. Dar mai înainte de toate să știi că e bine să intri în voia împărătesei. La taie și spânzură. Se fricărește toată ziua și greu să fie mulțumită de ceva. Așa? Iar împăratul sărmanul e ca și cum n-ar fi. N-are altă gând decât să mănânce, să bea și să vâneze. Și cam săracul după. Iar până scoate o vorbuliță din gură se înalță soare. Pe feciorul lor mi-e de lăsat să că e un plecăr tare. Eu l-am crescut. Ei, ți-am spus destul. Hai acum, hai să ne vedem de trei. Și fata cea străină se dovedi în scurtă vreme a fi harnică și pricepută de n-avea pereche. Chelăreasa era tare mulțumită de ea. Verete case cum se cuveneau prin toate cămările și pusese bună rânduială în toate treburile. Și în afară de chelăreasă, toate slujile o îndrăgiseră. Vezi dumneata că fata era săritoare și pe fiecare l-a ajutat cum putea mai bine. Când, iată că într-o zi, la masa împăratului, se aduse o mâncare ce nu se mai gătise până atunci. Strasnică mâncare, împărăteasă. Mai bine mănâncă, Maria ta, până să-i sprăvești ce ai de spus. Ți se răcește mâncarea asta strasnică. Dar de ce n-am mai găgătit-o bucătarul până acum? Eu de unde să știu? Toate numai eu să le știu. Nu te-a spus supărat, Maria ta. Vezi că eu dacă dați-mi să beau, mănec. Chelăreasă! Spui, de ce nu mai găgăce bucătarul nostru o astfel de bucate minunate? Maria ta, sunt bucuroasă că ți-au plăcut, dar de gătit. Nu le-a gătit bucătarul. Nu? Da, cine? E o foarte tânără pe care am luat-o de ajutor. Ce spui? Ce spui? Mai ea să fie mai iscusită decât bucătarul nostru? Precum se vede în luminăția voastră. Dar să vedeți ce minunat de țesături lucrează și ce înfloritur știe să izvorească facul pe mărtați. De ce n-ai spus-o mai curând? Așa ai fost tăcută de când te știu, chelăreasă. Să-i spui să-mi țeasă o maramă de bărangic cu floritură albastre, cât mai degrabă. Am înțeles, Maria. Se mai spui că eu, împăratul, doresc ca mâine să-mi gătească din nou bubucatele astea. Ai auzit? Am înțeles, Maria. Ascultă, chelăreasă. Da. Fata să facă ce-am spus eu. Nu o să mă lipsesc de maramă pentru bubuie. N-ac, am început și eu să bubui pentru bucatele mâinii sale. Poți să pleci. Peste câteva zile, chelăreasa se înfățișă la împărăteasă cu marama țesută în boranjic, cu floritură albastre și fir de aur. Ziceai că se rază de lumină ruptă din soare, nu altceva. Iată luminăția ta, marama de boranjic, minunată țesătură. Da, nu era lucrată, dar chelăreasă, văd că am florit-o altfel de cum am spus eu. Cheamă pe fată la mine. Da, tu. Iată, Maria ta, saltăm dreapta mâinile tale. Bună ziua, fată! Văd că ai lucrat marama altfel de cum ți-am poruncit eu. Cum adică, Maria? Cum? Ți-am spus să țești cu înfloriture albastre. Și văd că ai împletit și fir de aur. De ce? Am socotit că e mai frumos așa, Maria ta. Și că te potrivește mai bine firul de aur cu cel albastru și cu galbenul borangicului. Da. Bine. Mă minunesc foarte cum de poate știi o fată tânără cum ești tu, atâtea și atâtea lucruri. Când și unde ai învățat să gătești bucatele de acum câteva zile? Tatăl meu a fost un iscusit bucătar, Maria. Așa. Și fosta el de asemenea și un țesător iscusit? Maica mea știa să țeasă ales și să scoată din ac minunate înflorituri de mătase. Și tu le-ai moștenit aceste frumoase daruri? Fără ele,
n-aș fi ajuns să văd luminata fața împărtitei. Văd că și la folosirea vorbelor ești divace. Se lasă. De azi înainte, fata va rămâne la cămările împărătești. Eu nu mai prididesc credere. Are să-mi fie de ajutor. Dar iată că într-o zi dușmanii porniră cu război împotriva împăratului. Când a primit vestea asta neașteptată, sarmadul împărat s-a tulburat adânc și a început să tremure de frică. Nu, să-mi bătrâși bobolav. Nu, pot să mai pot războaie. Mă mor pe drum. Da, sarmadul, de bolnav n-ai încotro. Dar mănânci cât 7 și bei cât 10. Nu pot să mă mișc. Nu te-a înțepenit frica. Iată, uite la el, coșcogea împăratul, cum tremură ca o frunză bătută de vânt. Cine are să se ducă în fruntea oștilor? Eu? O femeie? Dar la vânătoare nu mai ești bătrân, sărmană. Nu cumva ai voie să plece la război feciorul Măriei tale? Ba chiar la el m-am gândit. E tărâna și bovoinică. Așa. Auzi, plăcăiașul Maichi, ce mult te iubește tatătul. Ce zici de asta? Tată și mamă, măriile voastre, nu vă mai supărați de-a soldat, că eu și într-un fel și într-altul tot plec la bătălie. Cine s-apere țara dacă nu eu? Doar nu o să rămân cu femeile și moșnegi la bată. Așa, așa că te ciorați, tatătul. Dar nu seamănă mie la medite și... Ba nici nu gândesc, băiatul mami, are cine să se ducă. Nu, mamă, de la hotărârea mea, nimeni nu mă întoarce. Voi duce eu oștenii la luptă și la ispită. S-au luptat oștenii și tânărul fecior de împărat în vitejie și l-au răpus pe jur. Dar în toiul luptei căzuie mult. Nu vă mai spun ce jar era acum la curtea părătească. Împăratul nu mai avea hodină, când își dumneata că-l gustra cugetul. Iar împărăteasa se văicărea toată ziulica un drum de colo. Venirea la căpătâiul feciorului de împărat cei mai vestiți doctor din împărăție. Iar împărăteasa o puse pe fata de la cămările sale să-l vegheze și să-l îngrijească pe rănii. Și iată că într-o bună zi, rămâne începură să se închidă și să dea în strâmbire. În scurtă vreme, feciorul de împărat se făcu sănătos, de parcă n-ar fi zăcut de când lumea. Să fi văzut atunci bucurie mare în toată împărăția. De împărat și împărăteasă nu mai vorbesc, întineriseră, parcă nu alta. Dar mai amintir ca toți, se bucura fata care îl îngrijise cu atâta credință. De, numai feciorul de împărat, sta tot dus pe gândul, pofta și n-a mai pierdut nimic. Frământa ceva, dar nu voia să spună nimănui ce are. Împăratul și împărăteasa nu mai știau ce să creadă. L-au tot întrebat ei fel și chipul, doar ori afla pricina mâinii, dar n-a fost putință. Până când, într-o dimineață, flăcăul, după ce se perperise toată nopticica, și-a luat inima în dinți, s-a dus la părinții lui și le-a spus: Măriile voastre, m-am hotărât să mă însoară. Asta era doar o poveste a flăcăul, mami. Și eu, care mă luasem de gânduri. Foarte înțelegeată o hotărâre și te las împăpărat în locul meu. Și te mai... Nu te privi, că mai sunt și eu pe aici, măria ta. Sunt bucuroasă, dragul mami. Fetele împăraților vecini și multe mai sunt. Atât așteaptă să trimit împețitor, cum cere datina și... Osteneală de astruda, măria ta. I-am găsit eu singur mireasa pe care o doresc. Zic că găsit-o! Taci! Și nu mai gâi ca un gâsca. Fără să știu și eu, asta nu-mi place. Și cine-i oare? Fata de la cămările Măriei tale, mamă. Ce-ai spus? Care m-a îngrijit și m-a ajutat să mă tăuduiesc atât de repede. Cucum, ziceți? Nu mai cucucii ca o cobe. Și taci odată, ți-am spus. Nu frece fătul meu, nu e fată de împărat. Că nu se cade să te însori decât cu o fată de neam. Este sau nu fată de împărat, eu cu ea vreau să mă însor și pace. Mie nu-mi trebuie om de neam, ci om de omenire. Nu știi ce vorbești. Și apoi,
neamul bun, faptele de isprava ale omului. Am să dau poruncă să-i spunească de îndată de la curte. N-ai să mai vezi. Are să-ți treacă. Atunci, n-ai să mă mai vezi nici Maria ta pe mine, mamă. Cam să plec după dânsa. Am să te împiedic să faci asta. Ai cugetat tu la ce vor spune împărații cu fete de măritat? Am cugetat, mamă. Și? Și puțin îmi pasă de ce vor spune ei. Iar de fetele lor și mai puțin. Vorbești ca un nesocotită. Dar tu nu știi ce spui. Ești tânăr. Și ai să faci cum spun. Eu socot că mi se cade să-mi aleg singur mireasa. Și de mi-o dați pe ea, bine. De nu, eu alta nu iau. Și vă spun, rămas bun. Ei, ei, ce te faci? Feciorul de împărat era apă, nu glumă. Împăratul bietul ar fi fost bucuros să se soare plăcător, să-l lase în scaunul împărătesc mai bun. Dar împărăteasa voia o onoră de neam. E, s-a ținut ea tare că s-a ținut și dacă a văzut că nu o scoate la capăt cu târzenia băiatului, a zis ca el. Dar altfel n-are încotro. Și ce să mai lungim mult vorba? Au început pregătirile de nuntă. Când chipzuiau ei pe cine să poftească la nuntă, mireasa îi rugă pe socră și pe feciorul de împărat să-l poftească și pe necură împărat, împreună cu cele două fete ale lui, adică pe tatăl și pe surorile ei, fără să sufle cumva că le-ar fi urât. Pasă-mi-te, avea ea un gând năstrușnic. E, și azi cu mâna mâine cu alta, iată că sosi și ziua alții. Masa mare ocolea toată curtea palatului și pe masă bunătățile lor. Chiar mireasa se îngrijise de bucate și dăduse porunci bucătarilor cum să le gătească. Iar când se așeză la masă, își lăsă fața acoperită cu părul din mireasă. Vezi că nu voia să o cunoască tatăl și surorile. Și se porni neică pe trecerea cu temei. Mâncau oaspeți cu o poftă. Ei zis că au flămânzit 3 zile în șir. Le trozneau fălcile și le scăpărau măsirile lui alta. Iar împărații, cât erau ei de împărați, își lingeau degetele de bunătate din trecuta bucatelor. Numai negură împărat și cele două fete ale lui gustau și apoi lăsau cu greață bucatele în talere. Ai fi stătit înțătată să mănânc asemenea bucate. Și mie la fel, Maria ta. Oh, sunt tare grețoase și rele la gustată. Aveți dreptate, fetele mele. N-am mâncat așa bucate rele de când sunt. Și turci? Te trebuie și la inimă. Ce mă duminesc eu este că văd pe ceilalți oaspeți mâncând cu o poftă nemaipomenit. Uite de la ei, Maria ta, parcă li se fac 1000 de calici lor. De asta foarte mă minune și eu. Vor fi chiar așa de bune bucatele lor? Am să cer la vecinul din dreapta să gust. Dar de ce? Maria ta, mi-o lua nume de rău că te întreb. Cum ți se fac bucatele? Minunate, Maria ta, minunate! Minunate? Am mâncat bucate așa de gustoase de când sunt. Și eu din potrivă, zic că n-am mâncat bucate așa de rele de când mai știu. Îmi îngrăbi să gust din bucatele Mariei tale. Oprește, Maria ta! Într-adevăr, acestea sunt minunate. E nemai pomenit, nu știu ce se crede. Fie cu iertare dacă vă stric frumoasa petrecere. Dar nu mă știu întrunica vinovat nici eu, nici domnițele mele, ca să fim făcuți de batșocoră la această cinstită nuntă. Nu te mai ostini, Maria ta, lasă-mă pe mine. Cine și-a îngăduit asemenea fapte, mărite și iubite oaspete al nostru? Oare m-ați poftit la nuntă pe mine, vestitul negru împărat? Ca să vă faceți râs de bătrânețele mele. Dar nu se poate, Maria ta, să ne arunci asemenea vorbe de ocar? Te cinstim și pe luminăția ta, ca pe toți oaspeții noștri. Va mă rog de iertare mărite și cinstite gazdă. Fatele celorlalți oaspeți sunt prea gustoase și bune de mâncă, iar cele puse dinaintea mea și a domnițelor mele sunt dulci și grețoase. Nici nu am putut atinge de ele. Mă căuta să le trec cu sare din sare. Încăduim să gust și eu din
bucatele Mariei tale. Ok, poate mai. Ia să vedem. Dar ele mai sunt. Pe scoate barate. Iartă-ne, Maria ta. Să ne ierte și prea cinstitele domnițe. Dar nu e vina noastră. Să se aducă aici marele bucătar și să-i se taie capul de îndată. Să-i se taie capul de îndată. Nu mă plac degeaba și nu mă plac. Aceea am de spus și eu. N-are nicio vină bucătarul. Eu, cu mâna mea, am gătit bucatele pentru Maria ta, negură împărat. Că-mi s-a mâniat foarte. Și într-adins le-am gătit așa. Veți înțelege totul prea cinstiți oaspeți când am să vă spun o poveste. A fost odată un împărat care avea trei fete. Și într-un zi, cei veni împăratul acestuia, că le întrebă pe fete cum îl iubesc ele. Cea mare îi răspunse lingușitoare că-l iubește ca miere. Cea mijlocie că-l iubește ca zahăr. Iar Mezina, cinstită în bugetul ei, îi spuse că-l iubește ca sarea în bucate. Asta e ca sarea în bucate. Așa s-o copit ea, iubiți mântași, că aceasta este cea mai mare iubire. Dar împăratul, mânindu-se foarte, și-a aruncat fata de acasă și a spus că nu vrea să mai vadă niciodată. Sărmana domniță a privegit până ce a ajuns la altă curte împărătească. Aici a intrat slugă. A muncit din răzputeri, cu râvnă și pricepere. Și-a ajuns... Destul! Destul! Copila mea dragă! Acea fată, nu trebuie să vă mai spun că sunt chiar eu cinstit oaspe. Iar bucatele puse dinaintea Mariei sale, da. Eu însă le-am venit. Numai cu miere și zahăr, fără sare. Iar când Maria ta, iubite tată, vroiai să pui sare în bucate din sarniță, puneai tot zahăr. Că zahăr anume pusesem eu în loc de sare. Și iată, iubite tată, te-ai putut încredința astăzi că nu numai mierea și zahărul sunt de preț în lumea asta, ci și cât de dorită și de plină este starea bucată. Iată cât de mult te iubesc eu. Și s-a pornit, măi, copii, o veselie, da, și s-a întărit o petrecere cum de mult nu mai fusese în acea părăție. A ținut nunta 3 zile și 3 nopți încheiate. Și am fost și la petrecere și am auzit povestea asta, pentru că nu pot spuse-i pe-o acum. Iar la spartul petrecerii l-am ajutat bucătar să aduc un coș cu plune uscată să le aruncăm în ale curcăscate. Și iacă încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Și încălecai un pus, trăiască și cine a spus.